Doamnelor și domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. Suntem la punctul PI la Columna TV. În această seară avem un reprezentant al Partidului Național Liberal. Dacă aseară invitat a fost primarul municipiului Târgoviște și președintele PSD Târgoviște, în această seară avem un candidat la funcția de la hotelul de primar al orbei noastre și președinte al PNL Târgoviște, domnul Aurelian Cotinescu. Bună seara, domnule Cotinescu. Vă spun și bună seara dumneavoastră și invitația noastră, telespectatorul dumneavoastră. V-am promis la precedenta discuție că vom aborda la următoarea întâlnire care iată se produce chiar în această seară și propunerile dumneavoastră și viziunea dumneavoastră pentru Târgoviște ca cetățean și candidat și ca un politic până la urmă. Însă înainte de toate astea aș vrea să vă întreb despre un eveniment care s-a petrecut astăzi la Târgoviște, la Mănăstirea Dealul, un eveniment peste care nu putem trece, că îl aprobăm sau îl dezaprobăm, comentăm pro sau contra, nu contează, este un eveniment important care s-a produs în Târgoviște și aș vrea să ne întrebe dumneavoastră ce s-a întâmplat astăzi și cine au fost cei care ne-au vizitat. Da, am avut un eveniment foarte important prin prisma delegației pe care am avut-o la nivel guvernamental. Viceprim-ministrul Norca Turcan, împreună cu ministrul apărării domnul Ciucă, împreună cu ministrul fondurilor europene domnul Marcel Boloș, la invitația președintelui Partidului Național Liberal, organizația Dâmbovița, domnul Guran, au venit la Mănăstirea Dealul pentru a anunța demararea unui proiect foarte important în, să zicem, soluționarea unei probleme mai vechi a acestui complex. Așa cum bine știți, un complex de tradiție pentru armata română și, de exemplu, pentru sistemul sanitar românesc. Despre ce este vorba? Până la sfârșitul anului, cu ajutorul Ministrului Fondurilor Europene, se încearcă accederea unei axe de finanțare cu fonduri europene nerambursabile de aproape 80 de milioane de euro, care vor ajuta la transformarea acestui complex într-un centru de recreere și recuperare pentru militarii răniți sau invaliți. Este un moment favorabil pentru orașul Târgoviște, pentru județul Dâmbovița. Este un moment favorabil în care iată că guvernul României se implică foarte mult și cred că va ajuta la dezvoltarea acestui loc. Face parte dintr-o strategie destul de evidentă a guvernului liberal pentru Dâmbovița, faptul că în 7 mandat prim-ministrul României Ludovic Orban a venit de 3 ori la județul Dâmbovița, ministrul apărării a venit de 2 sau de 3 ori la fel în județul Dâmbovița, în încercarea de a găsi soluții pentru industria de apărare și pentru Mănăstirea Dealul. Cred că, vă spuneam, este o situație favorabilă. Dacă știm să exploatăm acest moment, probabil că undeva anul și tratament, iar pentru fabricile militare probabil că se va găsi o soluție favorabilă anul acesta. La uzinele militare de la Moreni, Dragomirești, acolo lucrurile sunt puțin mai complicate. Este vorba de o cerere a armatei pentru armament modern la standard de NATO și este vorba de o nevoie de retehnologizare a acestor fabrici. Dacă va face sens și se pare că se va ajunge la o soluție favorabilă, anul acesta se va găsi soluția și ulterior va începe procesul de retehnologizare a acestor fabrici militare și locurile de muncă vor fi salvate. Pentru spital, cred că tot la fel, anul viitor se vor demara lucrările de construcție și renovare. Probabil că în următorii 2 ani de zile această bază va deveni funcțională și trebuie spus că face parte dintr-un sistem pe care Uniunea Europeană împreună cu NATO l-au gândit pentru militarii NATO care luptă pe diverse teatre de operațiuni. Recuperarea acestora se va face într-un centru din România și un alt centru din Polonia. Vor fi singurele centre de genul acesta de pe spațiul Uniunii Europene. Este foarte bine că România este prinsă, este foarte bine că Târgoviște este prinsă la acest sistem. România și Polonia sunt cei doi piloni de data recentă ai strategiei Statelor Unite, care până la urmă înseamnă NATO. De fapt, da, Statele Unite înseamnă NATO. Avem un parteneriat deosebit cu Statele Unite, mai bun decât oricare altă țară, da.
cu polonezii ne-am înțeles întotdeauna foarte excelent, bine. Excelent. De-a lungul istoriei. Suntem în prima linie. Da? Și așa este. Este centrele de aici. Avem de veselul, da? Da. Covălnicianu, Covălnicianu, Turzi. Bineînțeles. Și se anunță alte planuri pentru dezvoltarea acestei colaborări. Iar mai apoi, mi se pare foarte important că în strategia NATO, astfel de lucrări și de cum să spun eu, de stabilimente, fără nicio conotație peiorativă, sunt gândite și ca un fel de bonus pentru acel partener NATO. Adică vor veni militarii americani, englezi sau care se refac aici, vor veni cu niște bani pentru România. Va fi o infuzie de capital, se sprijină în felul acesta și financiar toți partenerii. Cu industria de apărare, domnule Cotinescu, aici e un adevăr să retehnologiem, nu că putem, trebuie să retehnologiem. Da. Însă trebuie să avem în vedere și legislația, pentru că Dragomirești, la un moment dat, a încercat să prindă un contract foarte important pentru încărcare de cartușe. Adică asta era specializarea întreprinderii militare respective. Da? N-a putut. Pentru că în caietul de sarcini spunea că nu trebuie să ai niciun fel de datorie la buget. Așa că un SRR din anii trecuți, un SRR din București, de la armată către Dragomirești să umple acele cartușe în numele acelui SRR, care doar le-a... Adică e o chestie de asta așa. Da. Eu nu pot să fac. Eu sunt firmă de producători de armament. Sunt o componentă strategică a strategiei de apărare. Cum adică să-mi tai mie dreptul de a participa la o licitație când eu produc? Un alt exemplu din anii trecuți cu Automecanica Moreni. Știți că Automecanica Moreni nu a fost primită la o licitație, mă rog, n-a câștigat o licitație pentru repararea unor taburi produse la Moreni și a câștigat o firmă privată? Așa se întâmplă. Nu știu care a fost chichiță. Era vorba de niște capete de boare, de înlocuit, ceva de genul ăsta. O chichiță. Problema cea mare cu aceste întreprinderi este că, de fapt, ele au îmbătrânit foarte mult. Odată salariații, media de vârstă a salariaților este undeva la 60 de ani. De acord, pentru că nu există perspectivă și nu există care se califică. Exact. Doi, au avut salarii foarte mici de-a lungul timpului. Abia anul trecut, exact, abia în ultimul timp au început să mai crească. Pe de altă parte, tehnologia pe care o folosesc este foarte veche, nici măcar la standard de NATO, în unele dintre aceste unități. Dar nu cred că e poate la... Sunt fugiri, sunt alte... Nu, aici, la noi, noi sunt probleme, la toate, la absolut toate sunt probleme. Așa. Iar sistemul de management, trebuie să o spunem, n-a fost bun. Pentru că problemele de la Dragomirești, problemele de la Automecanica și problemele de la Mija s-au datorat, din păcate, și condițiilor pe care le-au avut. Management de stat. Deci, îmi spunea cineva în industria de apărare că la Moreni, Egiptul a cerut o cerere pentru anumite lucruri, o ofertă, 6 luni de zile n-au putut să o dea. 6 luni de zile. O firmă privată ar fi dat acea ofertă probabil o săptămână, două. Nu, să spunem că era o chestie mai complexă, da? Dar cu siguranță, și atunci cine să te aștepte ca partener 6 luni de zile, când tu nu onorezi nici măcar o ofertă? Deci sunt probleme, dar cred că schimbarea managementului, pentru că trebuie spus că a început schimbarea managementului acestei companii, retehnologizarea, chiar ministrul apărării, generalul Ciucă, spunea astăzi că 1,1 miliard și 600 de milioane se vor băga în industria de apărare în următoarea perioadă. De fapt, ei sunt alocați chiar în bugetul anului acesta pentru retehnologizare, pentru plata salariului și așa mai departe. Eu dar banii aceștia ajung acolo. Nu sunt specialist nici pe departe în domeniu, însă văd lucrurile cumva mai simplu, simplist, ați putea spune asta. În loc să ne chinuim cu niște întreprinderi vechi, cu viraje vechi, care nu vor produce niciodată armament, cum să spun eu, performant, poate să-l vindem pe la gherile, pe la islamiști, pe undeva, care îl cumpăr oricum, da? Dar nu avem voie, embargouri, sunt niște reguli foarte scurte. De ce nu facem noi cumva să în parteneriat cu firmele puternice producătoare de echipament de luptă din țările NATO, să producem în România echipamente pe care anumite le cumpărăm de la ei? Și ce facem în felul ăsta? În primul rând că revitalizăm industria și doi, dacă în caz de Doamne ferește suntem la o ananghie, avem fabricile alea aici la noi în țară, pentru că criza COVID ne-a arătat un lucru. Cea mai mică problemă la nivel global duce lumea în sapă de lemn. De ce? Pentru că toată lumea cumpăra ieftin din China. Bun, s-a întâmplat o nenorocire în China. A rămas toată lumea pe butuci, fără măști, fără materiale de igienizat, fără combinezoane, fără absolut orice. Da, și aceasta se poate transforma într-o oportunitate ca noi să le fabricăm în țară. Păi asta era ideea. Pot să vă dau un exemplu din ceea ce știu la Moreni, Rheinmetall Germania.
producători de armament și de transportoare blindate au venit să facă împreună cu Moreniul o... Înțeles că e moarte oportunitate. O firmă comună. Iar pentru transportorul conceput la Moren să vină ei cu sistemul de armament, transmisie, motor și așa mai departe, grup motopropulsor. Problema este că toată această simbioză între nemți și românii ar trebui să dureze undeva la 2 ani de zile. Armata are nevoie mâine de armament modern la standard de NATO. Asta spunea șeful armatei, avem nevoie de armament modern acum. Vă spun o glumă de care circula pe vremuri. În perioada comunistă se duce cineva la o butărie și zice, bună ziua, vreau și eu două pâini. De când să fie? De azi? De ieri sau de la ieri? Păi zice, de azi. Atunci veniți poi mâine. Ce vreau să spun? Când ai nevoie urgentă de armament, aici nu se întâmplă așa pompieristic de pe zi pe alta să trezește cineva care ne vede. Cererile astea și, cum să spun eu, solicitările și spre industria producătoare ar fi trebuit să fie lansate cu mulți ani în urmă, pentru că există niște etapizări. Adică nu se schimbă tot armamentul dintr-o dată pentru că îi vine cineva, cuiva pe cap chestia asta. Nu. Se fac niște strategii, niște planuri, sunt bugetate pe an, pe 5, pe 10 ani. Deci se știa când va fi nevoie de armament. De ce industria de apărare nu a fost adusă la nivelul care putea să asigure acest armament de care are nevoie armata? Că nu mai putem să mergem cu Kalashnikov la lupte. S-a terminat epoca asta. Poate nostalgicii care nu prea foarte multă minte să mai creadă așa ceva. Prima parte a războiului se desfășoară în spațiu, într-un război modern. Prima parte ulterior, deja, în ultima fază se ajunge la... Prima fază deja e aproape încheiată, războiul hibrid despre care se vorbește, pentru că ne mănâncă urechile războiul ăsta hibrid și dezinformarea și toate aceste, cum să spun eu, zvonuri care macină încrederea și determinarea unor populații întregi. Este prima fază care se încheie a războiului, care poartă unii împotriva. Bun. Noi nu vorbim acum despre chestia asta, că niciun dintre noi este specialist în materie. Nu, vorbim doar de oportunitate care s-a ivit la nivelul județului. Vorbim despre industria din județ. Exact. Da? Și la faptul că ea poate fi salvată, retehnologizată și ulterior angajați oameni și dezvoltată. De exemplu, Mija mergea într-o vreme pentru că făcea încărcăturile reactive de aghie, da? Bun, ăla e iarăși, agheul ăla mai e folosit doar de milițiile jihadiste și mai știu cine de gherile. Sunt foarte eficiente. Au evoluat foarte. Păi da, dar nu ce... Mă rog. Nu e suficient. Suntem încă foarte departe de ceea ce eram. Bine, să nu ne lăsăm cuprinși de nostalgie, pentru că în 30 de ani s-au schimbat cu totul sistemele de arme. Ce era acum 30 de ani foarte performant, acum cred că nici la fier vechi nu ar mai merge. Însă, ce putem face pentru a salva industria? De industrie de apărare avem nevoie. Că producem sateliți cu laser, că producem nave spațiale care merg cu 100 de ori viteza luminii, sau că producem puști de asalt sau taburi, că avem o tradiție în acest sens și asta poate fi luat. Apropo, spuneați de mâna de lucru îmbătrânită. Da, dar încă există. Adică ăștia mai tineri au de unde învăța. Iar diferențele între un tabur produs la Moreni și unul ultra performant și de ultimă generație din Statele Unite este dată nu neapărat de construcția mașinii în sine, ci de dotarea și echiparea ei, cu armamente, cu sisteme inteligente. Da, și mai sunt multe lucruri și da, dar construcția în sine se poate face. Știți unde, mai fac eu o scurtă paranteză, știți de unde vine toată nenorocirea asta? Din vremea lui Năstase. Când în loc să retehnologizeze industria de apărare, a preferat ca să nu supere prea multă lume, că erau mulți atunci, erau sute de mii în toată țara, da? Le-a dat șomaș tehnic, i-a trimis acasă pe salariul aproape întreg, ani de zile. Și erau unii care plecau la muncă de pe vremea aia, Spania, dacă le mergea salariul destul de bani pe vremea aia acasă. Oamenii s-au mulțumit că primesc, știu eu, 6 luni în an salariul ăla nemeritat. Dar s-a dus pe copca întreaga industrie și au rămas finalmente fără loc de muncă, nenorocire că s-a distrus industria aici. Bun, avem doi miniștri de top care au fost în Dâmbovița astăzi, ministrul apărării și ministrul fondurilor europene. Mi s-a părut și că e o dovadă de cum să spun eu, o dovadă de forță, așa, o manifestare de forță, pentru că liderul PNL Dâmbovița, Virgil Guran, care este consilier al premierului, a arătat că iată poate să aducă aici în județul lui nume de marca. Da, este ceea ce spuneam în trecut. Dacă ai pe cineva la nivelul guvernului, cineva care să exercite un lobby puternic pentru județul Dâmbovița, lucrurile bune încep să se întâmple. Nu este puțin lucru ca să ai prim-ministru de 3 ori într-o durată de 7 luni, cum nu este puțin lucru să ai ministrul apărării, să ai viceprim-ministru și alți miniștri care au trecut pe aici. Ceea ce este important e că în momentul de față încep să se contureze proiecte importante pentru Dâmbovița, proiecte ale guvernului liberal. Deși conducerea Consiliului Județean Dâmbovița este la PSD, deși orașul Târgoviște are o conducere PSD, aceste lucruri au fost lăsate deoparte, iar guvernul liberal ajută județul nostru. Cum? Pe partea aceasta militară am vorbit mai devreme și o să închid doar atât spunând că la Petrești, în zona Petrești-Găiești, se va face în momentul de față un parc industrial
deja lucrurile sunt începute, demarate acolo, iar unul dintre cei care va investi în zonă va fi tot ceva în legătură cu domeniul militar, va fi o fabrică mare, o fabrică mare cu sute de angajați. Este un lucru foarte important care se va petrece pentru zona aceea și care ține de acest lanț militar pe care îl are județul Dâmbovița. Spunea și domnul Guran parcă despre asta și am mai menit suse. Până în toamnă am înțeles că deja lucrarea demarează. Deja demarează lucrarea până în septembrie. Un alt aspect are foarte important. Are legătură cu alegerile septembrie? Asta deja Nu. Zici septembrie, deja e ca în reflexul lui Pavlov. Cred că ați văzut și autostrăzile în România au început să se miște în Turin destul de alert și cred că nu are nicio legătură cu alegerile. Au legătură doar cu dorința de a face. Asta e foarte important. Un alt proiect foarte important pentru județul Dâmbovița este cel referitor la dezvoltarea infrastructurii rutiere, de care județul nostru a dus lipsă. Spuneam chiar într-o emisiune cu dumneavoastră că lucrurile încep să miște cu DN7, da? Buldana Titu, 4 benzi, acest proiect va începe, până la sfârșitul anului se termină faza de licitație și poate, dacă nu vor fi probleme sau alte contestații, lucrurile vor demara lucrurile. DN71 va începe și el, probabil anul viitor, iar DN72, legătura între Ploiești și Găiești, va demara extinderea acestei artere de circulație. Deci lucrurile bune vor începe pentru Dâmbovița. Un lucru foarte important, Târgoviște se află în mijlocul tuturor acestor transformări. Și ăsta este, de fapt, avantajul nostru pe care trebuie să știm să-l fructificăm, pentru că pentru prima oară în 30 de ani se întâmplă ceva și în jurul acestui oraș. Faptul că Târgoviște nu a reușit, și aici trecem la faza locală, nu a reușit nici măcar să devină un pol central pentru județul nostru. Faptul că cei din Moreni își cheltuie banii în Ploiești, cei din Găiești își cheltuie banii în Pitești, cei din Titu își cheltuie banii în București. Doar nordul județului, fie în Pucioasa, vin spre Târgoviște. Vara la grătare sau iarna la munte. Dar nu. În rest, vă spun, este chiar o chestie sociologică. Faptul că Târgoviște nu a reușit să devină un pol important pentru atragerea banilor, măcar ai județului, este de fapt o problemă de administrație locală care aparține ultimele 30 de ani. Nu am avut o viziune reală în dezvoltarea acestui oraș. A fost o capitală 300 de ani, a fost o mândrie pentru noi, da? Un oraș industrial bine dezvoltat în perioada comunistă, atrăgeam zeci de mii de oameni din afara orașului sau chiar din afara județului, un flux mare de oameni veniți chiar din Moldova sau Oltenia. Pe de altă parte, zeci de mii de lucrători veneau în fiecare dimineață și munceau în Târgoviște, cheltuiau banii aici, ulterior plecau acasă, iar Târgoviște era un centru de referință. În ultimii 30 de ani, din păcate, ne-am depopulat. Și ce este mai grav este că lumea, oamenii educați sau copiii educați care termină o școală pleacă spre centre universitare mari. Da? Este o problemă noastră. 2. Forța de muncă bine calificată în industrie pe care am avut-o și eram recunoscut pentru forța de muncă, a plecat afară sau în ultimii ani, în ultimii zeci de ani, chiar mai tragic, a plecat, a emigrat către interiorul țării, către vestul țării sau către București. Zone mult mai bine dezvoltate. Asta este o problemă. Faptul că de la 100.000 de oameni am ajuns la 50.000 de 60.000 de locuitori este o problemă de care nu s-a ocupat nimeni. 60.000, așa de puțin. Părerea mea că 60.000, dacă luăm în calcul faptul că 20.000, pleacă, vin, muncesc afară, se întorc, Să știți că cel mai evident a fost acest aspect când am mers în campanii, în campanii electorale, din ușă în ușă și am văzut câte apartamente goale. Ușă dublă sau grilaj, da? Grilaj. Și credeți-mă, pe o scară de bloc, cred că minim 3. Plus ceea ce e foarte mult. Fiecare apartament, parcă sunt mai puțin oameni decât de obicei. Corect, corect. Da. Natalitatea este o altă problemă a orașului. Nu am reușit să venim cu un program de sprijin al natalității pentru orașul. Problema națională, e o problemă globală. Este o problemă națională, globală, pentru rasa albă. Mai puțin, în partea asiatică nu au o problemă cu natalitatea. Nici cu... nu pot să le zic. Îmi place mie să spun, deja m-au blocat pe Facebook, dacă spun aici ce am zis pe Facebook. Am înțeles la ce vă referiți. Ok. Da. Bun. Spuneam de Târgoviște că nu a reușit, din păcate, să fie la înălțimea istoriei pe care o avem, din păcate, da? Sau din fericire, din păcate, pe care o avem. O istorie care ne-a așezat pe harta acestei țări și o istorie care a semnat foarte mult din punct de vedere turistic în trecut. În momentul de față este un alt segment pe care nu l-am exploatat suficient de bine. Da?
Ca să dezvoltăm acest oraș, avem nevoie de infrastructură, dar avem nevoie și de o economie locală care să asigure locuitorilor săi, cum să spun, plus de care toată lumea are nevoie. Un salariu bine plătit, un loc de muncă bine plătit, un loc de muncă sigur, condiții de viață superioare, pentru că omul nu mai vrea să stea în oraș, într-un oraș, doar pentru munca pe care o are. Da. Știți foarte bine că multe persoane emigrează în zonele bogate ale țării, pentru că acolo au și spații de relaxare, au unde să-și petreacă timpul, au cum să-și trăiască viața. Bravo, e foarte bine spus, au ce face cu banii pe care îi câștigă muncind. Ca da? Să-și trăiască viața. Exact. Chiar dacă îi costă mai mult acolo. Exact. Da. Și veniturile lor practic se puținează, dar fac mai mult cu banii ăia, pentru că na, e piramida lui Maslow, pe măsură ce evoluăm avem nevoie mai mult decât de, cum să spun eu, necesitățile de bază, cât să supra mâncare, băutură, știu eu, procreere și așa mai departe, după aceea un acoperiș deasupra capului, mâncare, să ne umplem stomacul. Nu, ajungem aici unde avem nevoie de mult mai mult, de multe piramide și pentru asta trebuie să și construim, pentru că nu putem să ne refugiem în lumi imaginare, dar trebuie să existe lumea aia în care să ne și bucurăm de munca noastră, pentru că munca în sine nu e un scop, munca e un mijloc. Un job este un mijloc de a-ți asigura un trai bun, un trai decent. Nu este un scop, munca în sine nu este un scop. Trăim ca să muncim, nu. Muncim ca să trăim, este un ca mijloc. Să întoarcem și noi puțin această zicală. Domnule Cotinescu, am să vă rog să aveți puțin tică răbdare, cum se spune, 3 minute de publicitate, sigur. Pentru că este un must, ca să zic așa. Normal. Publicitate. Ca întotdeauna, în pauza de publicitate, se întâmplă cele mai interesante dialoguri. Din păcate, nu le putem reproduce, având în vedere că vizează anumite persoane și situații pe care încă nu suntem pregătiți să le aducem atenție, dar timpul are răbdare cu noi și noi avem răbdare cu timpul. Va veni și acel moment în care să vorbim despre toate acestea. Domnule și domnilor, suntem la partea a doua a discuției cu Aurelian Cotinescu, președintele PNL Târgoviște. Domnule Cotinescu, am promis că vom vorbi și despre proiectele dumneavoastră pentru această urme. Cum vedeți dumneavoastră dezvoltarea Târgoviștei? Ați adus reproșuri actualei administrații în discuțiile precedente legate de o viziune sau lipsa unei viziuni, de strategie sau lipsa unei strategii, vizând dezvoltarea economică a urbei din care se decurgă toate celelalte. Pentru că fără investitori, fără industrie, fără servicii, fără venituri decente sau peste limita asta pentru cetățeni, nu putem vorbi de dezvoltare în ansamblu. Adică, spunea cineva, nu există țară bogată cu oameni săraci, da? Sau țară fericită cu locuitori săraci. Nu există așa ceva. Adică țara este bogată doar în măsura în care locuitorii sunt bogați. Valabil și pentru urma noastră. Care este viziunea dumneavoastră? Care sunt cele mai importante repere din planul pe care îl aveți pentru Târgoviște? Nu suntem în campanie electorală, dar putem vorbi despre viziunea fiecare dintre noi. Adică nimic suntem Târgoviște și nimic nu oprește. Poate nu veți mai candidat, dar nu contează. Asta nu vă împiedică să aveți o viziune și o strategie și sau ceva. Da, nu despre Târgoviște. Vă rog. Cred că la Târgoviște am rămas într-un fel tributarii acelei conduceri pe care o au și, cum să zic, primarii de comună. Adică, turnăm asfalt, rezolvăm problema de canalizare, apă, loc de joacă. Nu e rău că se rezolvă. Părculeț, nu. Este extraordinar. Mai rău este că dacă la un oraș ca Târgoviște, municipiul, reședință de județ, face același lucru pe care le face și un primar de comună care are resurse mai limitate, un nivel de dezvoltare mai mic, atunci rămâi în urmă altor oraș. Asta este partea proastă la noi. Și dacă este să comparăm Târgoviște cu orașele dezvoltate, nu știu, Pitești, Ploiești sau cele din Ardeal, care sunt de dimensiuni, să zicem, asemănătoare, de Deva, Alba, Iulia, vom vedea următorul aspect. Hai să luăm. Pentru mine, Oradea este orașul de referință, sau Alba Iulia. Oradea este orașul de referință pentru România, dacă vreți. Ce-a făcut Bolojan acolo? Nu, și Cluj este orașul de referință. Da. Dar pentru mine Oradea este extraordinar. De ce? Pentru că Oradea a plecat de foarte de jos față de Cluj, față de Brașov, care aveau o infrastructură de foarte mare, un nivel universitar, turistic foarte mare. Oradea a plecat în urma acestora, chiar și în urma Oradea. Ce a făcut primul lucru primarul Bolojan de la Oradea? Primul lucru pe care trebuie să-l facem și la Târgoviște. A dezvoltat parcurile industriale. Adică mai întâi îți dezvolt zona de unde aduci bani în comunitate. 4 parcuri industriale a dezvoltat primăria, care aduc venituri de 25 de milioane de euro anual. Asta primărie. Cât bugetul propriu al Târgoviștei?
Da, este mai mare bugetul Târgoviștei. Știu, se aproape. Da, da, aproape, da, da. E, nu intrăm aici în detalii că Primăria Târgoviștei a împrumutat 25 de milioane de la bănci într-un an de zile, ajungând chiar undeva spre 30 ceva de milioane într-un an și 3 luni. 25 de milioane, spuneam, la Oradea, venitul, da? Pentru fiecare euro investit de Primăria Oradea, 2 euro au fost aduși din fonduri europene, fără credite bancare. Da? Un lucru foarte important. La noi s-a procedat invers. Am pierdut finanțarea europeană pentru centura orașului, 16 milioane de euro. Am plătit 4 milioane de euro penalități către prima firmă care a construit Castul. Da. Am dat altor firme care au venit în etape alte milioane de euro. Ulterior, centura nu este finalizată nici după 10 ani de zile. În momentul de față se chinuie să o finalizeze, dar ați văzut foarte bine, la prima ploaie mai puternică este inundată. Soluția găsită de primărie, tăiem bordurile, se scurge apa în afară. Am vorbit chiar aseară cu primarul Cristian Daniel Stan despre chestia asta și spunea că sunt 3 stații de pompare, de preluare a apelor acelor care inundă străzile, una în zona combinatului, una la baza de agrement și una în capătul la Maglini. Deci problema asta ar putea fi rezolvată. Acum mă întreb eu, domnul Manea, când investești 10 de milioane de euro într-o centură și treci de faza de proiectare și ajungi la execuție și ulterior finalizezi și execuția, nu ai pe tot acest parcurs pe cineva să urmărească dacă acele stații de pompare sunt dimensionate, sunt montate, sunt eficiente. Cineva trebuie să răspundă. Din păcate, la noi nu răspunde nimeni. Pentru toate erorile administrației actuale, sau cele de dinainte, sau cele de dinainte și așa mai departe, în ultimii 30 de ani, să spun că nimeni, sunt probleme care vin de... Exact, nimeni nu a plătit nimic. Nimeni nu a plătit nimic. Eu înțeleg. Pot să apară probleme, da? Dar trebuie măcar să vii să spui, da, am problema asta, o rezolv în felul acesta, ăsta este termenul, îl respect, execut problema respectivă. Cine răspunde? Respectiva firmă sau persoană din primărie. Foarte bine, dacă nu s-a finalizat la termenul respectiv, atunci să ne spune cine a răspuns. Că așa e normal. Așa este normal. Într-o firmă privată, responsabilitatea este esențială. Și pentru o societate, și pentru omul de rând, și pentru administrator. Și pentru comunitatea în ansamblu. Bineînțeles. Da, veniți din mediul privat și e clar că pentru dumneavoastră ideea de risipă este sinonimă cu ideea de crimă, de moarte economică a firmei. Nu se permite astfel de... Bun. Exemplul domnului Bolojan. Ăsta este chiar un primar de poveste, așa cum este și primarul Boc de la Cluj, nu? Adică este. Cât a fost el de blamat, iată-l pe micul Emil Boc, care face o treabă atât de bună. A făcut istorie pentru Cluj. Da. Clujul este... Și va mai face mult. E deja altă planetă. Ca și Oradea lui Bolojan. Ca și Oradea lui Bolojan, ca și Radul lui Falcă, și Deva lui Hava, da? Nu, da. Dar Hava era. Nu Deva, Alba Iulia. Alba Iulia, bani, scuze. Da. Deci, și chiar și Brașovul. Cu câte probleme sunt acolo, tot nu-i se poate contesta actualului primar meritul de a făcut Brașovul ceea ce este. Bun, acele parcuri industriale despre care vorbeați dumneavoastră și de care e mare nevoie, se vorbește de multă vreme la Târgoviște despre asta, însă ele sunt condiționate de câteva amănunte, dar minore, ghilimele de rigoare, legate de infrastructură. Corect. Parcurile nu pot fi puse în câmp. Noi, Târgoviște, acum suntem cumva în câmp. Nu avem conexiuni pe niciunde, decât de bicicletă, exact. Motocicletă și eventual un tuk-tuk de la, ca în Vietnam, nu? Să mergem tuk-tuk-tuk până la Brașov. Deși suntem tranzitați în permanență de cei care vin din Moldova spre autostrada 1, spre vest, da? Și care trec zi de zi până, nu știu, zeci, sute de camioane trec zi de zi prin această zonă, nu am fost în stare să rezolvăm problema de infrastructură, aceste drumuri. E, vă spuneam mai devreme, este un moment favorabil pentru Târgoviște. A început să fie luată în calcul. De ce? Pentru că dezvoltarea zonelor limitrofe, Ploiești, Pitești, Brașov, București, s-au dezvoltat foarte mult, sunt sufocate și au nevoie și de ceva față, să se, au nevoie, da, să defuneze, exact, să este un plusul. Și atunci e momentul nostru să profităm. Da. De acest surplus. Pentru că altfel se poate merge cu dezvoltarea în sensul celălalt. Se duce spre... Spre vest, mai, în cazul Biteștiului, spre... Sau dacă mai era, dacă mai era Dragnea, probabil că se ducea spre Alexandria. N-ar fi fost să duce, să se dezvolte și pe Telemann. Pentru că domnul Cătinescu, și ce se întâmplă, comportamentul acesta, inclusiv electoral, care vine din sărăcie, nu poate fi combătut altfel decât prin aducerea oamenilor acelor la un nivel de trai decent. Exact. Pentru că altminteri, convingerile lor sunt la fel de valoroase ca și ale mele, ca și ale dumneavoastră, chiar dacă nu le mai zic greșite. Convingerile alea vin din sărăcie, atunci nu
Nu trebuie să-i înjurăm pe oameni. Noi trebuie să umblăm la nivelul lor de trai. Bunăstare aduce schimbarea mentalității. Categoric. E real. Este valabil pentru noi România, cum ne-am schimbat, fără să ne dăm poate seama, în ultimii 20 de ani. Așadar, din punctul dumneavoastră de vedere, în Târgoviște ar trebui marșat pe dezvoltarea economică. Obligatoriu. E primul punct care trebuie făcut. Deci niște parcuri industriale sau ceva similar. Primul punct. Pe cine aducem să lucreze în aceste parcuri industriale? Aici ține... Era să zic, domnule primar. Poate am gura, uite, cine știe, vă doresc. Știți cum, ne vedem în septembrie. Da. Ține foarte mult și de ceea ce facem până atunci. Și de planul pe care îl prezentăm Târgoviștenilor. De adus, să știți că este simplu. Și tot orașele dezvoltate ne învață ce trebuie să facem. Sunt departamente în primăriile orașelor puternice care se ocupă de aducerea investitorilor. Nu trebuie să meargă primarul, șeful Consiliului Județean sau să meargă, nu știu ce, parlamentar să convingă un grup de firme sau chiar prim-ministru să convingă un grup de firme să vină în zona respectivă. Ține foarte mult de ceea ce face acest departament de lobby, acest departament de marketing, care prezintă marfa și spune, eu în zona Târgoviște am următoarele spații de depozitare, ți le pun la dispoziție, da? Vii, îți ofer o chirie modică, îți ofer taxe speciale pentru o perioadă de, îți ofer utilitățile cu absolut tot ce trebuie pentru aceste hale și îți ofer prin departamente specializate forță de muncă pe care ți-o pun la dispoziție. Forța de muncă, dacă ne gândim că această pandemie are și efecte benefice din acest punct de vedere, faptul că 1,3 milioane de români s-au întors în momentul de față în țară. Oameni care, în momentul de față, au niște bănuți puși deoparte, dar se vor termina. Și atunci au două variante. Ori pleacă înapoi afară. Unii vor dori să nu. Iar unii vor să rămână. Este iar momentul de care trebuie să beneficiem, să-l fructificăm și să păstrăm forța de muncă activă aici, la noi. Și poți să o păstrezi dacă ai un plan bine definit. Dacă vii și arăți omului că în 6 luni de zile tu deja începi să aduci investiții serioase. Și dacă îi spui omului că în 6 luni de zile sau într-un termen dar definit, clar, pe care să-l respecti, tu poți să-i oferi următorul salariu pentru meseriile respective. Este foarte mult, acest proiect trebuie să se bazeze pe sinceritate și o conlucrare permanentă între administrație și târgovișteni. Dar asta trebuie să includă transparență. Este ceea ce lipsește actualei administrații și, nu mai spunem în trecut, vechilor administrații. Transparența. Transparența în cheltuielile banilor publici, transparența în acest demers. Și mai e ceva, dacă îmi permiteți, domnul Cotenescu, știți că expresia aia, băi, te uiți prea mult la filme americane, când spui ceva ce pare ieșit din tipare. Pentru zonele subdezvoltate sau pentru Târgoviște poate fi ieșit din tipare. Nu, pentru o societate funcțională sau un oraș dezvoltat este o normalitate. Aceea aș vrea să spun eu. Venind în sprijinul ideii noastre, mie mi se pare că, și o să spuneți că mă uit prea mult la filmele americane, mie mi se pare că trebuie să aibă atitudine proactivă toate aceste administrații ca să aducă investitori. Cum? Dacă citești ziarele economice specializate pe problematică economică în România, sunt câteva, inclusiv alea online, vei găsi acolo noiam de știri despre investitorul X care își extinde activitatea, investitorul X care firma caută care spații caută de depozitare în anumite zone. Un funcționar se duce la primar, dar nici nu trebuie, pentru că primarul i-a trasat, sau consiliul local, sau mă rog, executivul i-a trasat niște limite între care se învăță. Băi, se pliază cu ce avem noi aici, să-i trimite o scrisoare de intenție. Stimate conducerea firmei cutare, Consiliul Administrației și astăzi voi, urmarea dorinței dumneavoastră manifestate public sau informațiilor care circulă cum că ați vrea să vă extindeți, uite, administrația v-ar putea pune așa în linii mari, schițează. Dacă sunteți interesați de problemă, vă putem trimite detalii suplimentare sau putem aranja o discuție, o întâlnire lămuritoare. Așa ar trebui făcut. Exact după modelul după care primarii de succes, indiferent de culoare politică, pentru că primarii de succes n-au culoare politică, sunt și de la PSD, unii sunt și de la PNL, și au făcut o echipă de tineri de aia dezinhibați și fără prea multe, fără schelete în dulap, care să se ocupe de treaba asta cu proiectele. Ăștia ce făceau? Citeau de dimineață până seara tot ce se publica în toate mediile în legătură cu fondurile europene. Cum apăreau informații despre o linie de finanțare, despre un program, nu știu, direcție, spuneți-mi dumneavoastră, capitol, tot, se duceau la primar. Eu uitați, domn primar, ceva, să pliază pe ce avem noi. Ăla îi spunea, ia mai caută cu detaliile astea. Și oamenii ei aduceau mai mulți bani în primărie decât
toată comuna sau tot orașul la un loc. E munca lor. Așa trebuie făcut. Vorbeam cu primarul Devei și zicea, eu când am ajuns în primărie, în Deva, erau 117 angajați în primărie pentru partea socială, 3 angajați în primărie pentru fonduri europene, pentru proiecte. Deci primul lucru, am început să schimb. Cei 3 s-au transformat în 30 care să-mi facă proiecte pe fonduri europene, iar la partea socială am ajuns undeva la 20 ceva. Scurt. Trebuie să înțelegem că cei care se ocupă de proiectele europene sunt foarte importanți. În Târgoviște, până în 2018, îmi pare, în 2018, atragerea de fonduri europene a fost de 90.000 de euro la nivelul orașului. 90.000 de euro, vă spun sigur, 90.000 de euro înseamnă ceea ce au atras două firme mici, Startup Nation. Da? E atât a atras Târgoviște. Un oraș, municipiu, reședință, județ. În 2019 au atras fonduri europene mai multe și în 2020. Dar până în 2018 am stat pe loc. Asta este problema noastră. Da, în tot acest timp, alte orașe s-au dezvoltat. Mai poate fi o explicație aici. Dacă nu erau proiecte care veneau din urmă, în 2016-2017 erau oameni morți, pentru că a fost un exercițiu fiscal până se depun proiect, până se fac ghidurile, până încep să se dea drumul la programele astea de finanțare, până se depun proiectele, trec niște ani. Eu încerc să mă gândesc la care ar fi cauza. Adică 90.000 de euro mi se pare totuși foarte puțin. Da, este adevărat ce spuneți dumneavoastră, dar nu uitați un lucru. Primarul nostru actual nu are doar un mandat de 4 ani de zile, a mai fost și primar interimar un an și jumătate înainte. Iar înainte viceprimar. Deci nu, acele departamente care se ocupă de fondurile europene au funcționat atunci când a fost la conducerea orașului. Bun, acum înțeleg că absorbția este destul de bună la nivelul municipiului, însă revenind la strategia dumneavoastră, banii în sine nu reprezintă neapărat o problemă al domnului. Ce facem cu ei e important. În ce investim? Nu, să-i investim, nu să-i cheltuim. Vedeți, există această mentalitate, am întâlnit-o și printre primari. Cred că în vazi totalitatea primarilor gândesc așa. Să luăm banii europeni, nu contează că ne trebuie să-i cheltuim. Păi nu, băieți, nu să cheltuim, pentru că dacă faci un parc în care nu se duce nimeni, pentru că ai luat de la nu știu ce fond de mediu european. Și ai cofinanțat. Nu, și cu 2%, nu contează. Tu ai pierdut 2%, pentru că ai făcut investiția aia și gata, ea se duce altă dată când vei avea nevoie. Nu vei mai putea lua pe măsura asta. Da. Ei, să ia, dar nu să ia în investiții care pot să genereze profit de orice natură ulterior. Nu, să-i cheltuie, asta e ideea. Să cheltuim banii europeni. De aceea e foarte important ca banii aceștia să fie dirijați către zone care ți-aduc ulterior venituri. Iată, locale. Către ce să dirijăm banii europeni, domnule Cotinescu? Banii europeni trebuie dirijați urgent către dezvoltarea unei platforme industriale și unui parc industrial. Este foarte important. Primul lucru. La prima condiție pe care primul lucru. Da? Ulterior trebuie investiți în educație. În educație. Se fac în infrastructura școlară, se fac investiții. Este adevărat, este foarte bine că se renovează școlile, este foarte bine că se construiesc grădinițe, este foarte bine că se construiesc și creșe. Ajută într-adevăr Târgoviștea. Dar nu este suficient. Dacă, ce lipsește? Dacă nu adaptezi acele școli nevoilor moderne, atunci tu de fapt nu faci decât să îngropi bani. Nu mai zic de faptul dacă aceste unități școlare le renovești și le reconstruiești și le construiești cu firme din Sicilia, Catania. Este o temă care pe mine mă intrigă foarte mult. Eu trebuie să dau de muncă târgoviștenilor. Firmele din Târgoviște trebuie să fie cele care să prospere din banii pe care primăria, luându-i de la taxe și impozite, îi plătește pentru aceste investiții. Acolo trebuie să vină firmele târgoviște. Mai avem firme târgoviștene și dâmbovițene capabile să derulează astfel de firme? Avem. Lucrează. Sunt firme care lucrează, da. Cum să? Știu că a fost o perioadă când, și mă iertați că iarăși mă întreb, o perioadă în care constructorii români erau deznădăjduiți. Erau, cum să spun eu, pur și simplu demobilizați. Indiferent ce ai făcut, câștiga doar cine trebuia. Așa că mulți au reorientat, au renunțat la construcții, care era, părea un domeniu în care se câștigă o licitație doar dacă cunoști pe cine trebuie. Că a fost o perioadă. Îmi amintesc o discuție vreo 10 ani în urmă, în spatele primăriei, o mașină de nu știu, de Brașov, de nu știu ce era. Și erau doi tipi care ieșeau foarte supărați din primărie. Și era furcoiul primar. Și ăștia discutau, ce mai pus pe mine să vin aici, mă? Bă, păi prefectul are firmă de construcții, primarul are firmă de construcții, viceprimarul are firmă de construcții. Nu mai știu cine este, președintele Consiliului Județean are firmă de construcții. Păi tu crezi că ne dau ăștia nouă vreo lucrare? S-au urcat în mașină și au plecat. N-am
a fost antologic. Așa au fost foarte mulți investitori care au venit în Târgoviște și ulterior au plecat către Ploiești sau alte zone, da? Fără probabil, ca să... Probabil, rezolvești probabil. Nu pot să bag mâna în foc, dar am și informatică. Toți le avem, știți cum e, avem așa. Da. Bun, referitor la învățământ. Spuneam de unitățile respective, da, școlare. De ce au nevoie ele din ziua de astăzi? De ce au nevoie? Au nevoie doar de un spațiu unde să participe la ore? Au nevoie doar de un profesor care să le explice lecția respectivă? Eu cred că au nevoie de mai mult. Au nevoie pentru cei mici să poată să stea la after school ulterior. Părinții să stea în liniște la muncă, să-ți vadă de program până la ora 4, până la ora 5, să știe că are un copil care este în grija unui profesor la școală, nu părăsește incinta școlii, mănâncă acolo, poate să și odihnește, își face și lecțiile. Să și joacă. Să și joacă, exact. Ulterior, părintele, la ora 5 a terminat programul sau la ora 4, își ia copilul de la școală și merge cu el acasă și stau împreună. Lucru foarte important în educația unui copil. Știți foarte bine, sunteți de acord? Și asta este esențial. Deci de asta spuneam, și aici este lipsa unei viziuni. Construim foarte bine. Construim școli mari, grandioase. În unele nu avem nici suficienți elevi cu care să populăm aceste școli. Pentru că numărul elevilor a scăzut. Sunt elevi care vin din afara orașului pentru că sunt părinți care muncesc aici. Acei elevi ce fac la ora 2? Se duc acasă. Dacă sunt de la, nu știu, clasa 8 în sus, se duc cu autobuzul, da? Dacă sunt mici, clasa 1, clasa 4, ce faci cu ei? Nimeni nu se gândește la ce trebuie făcut pentru acești copii, de fapt. Facem școli, ne mândrim, facem, dregem, ne dă domnul Dragnea Băpene, facem pe fonduri, nicio problemă, ne-a dat guvernul și noi le construim. Și spunem, uite ce minunat. Punctul meu de vedere este minunat că se construiește. Da, dar trebuie construit cu cap. Trebuie făcut ceva mai mult, trebuie mers exact. Dincolo de ridicat. Dincolo. În orice se face în acest oraș, trebuie trecut la următoarea etapă. Da? Facem șosea, foarte bine, o facem impecabil, benzi pentru bicicliști, trotuare, da, ca lumea, canalizare funcțională. Am făcut-o, e impecabilă, cât durează? 7 ani, nu durează 7 ani, îl luăm pe constructor, îl executăm. Da? Facem parte de anvelopări termice, ok, nu se cojesc după 2 ani de zile, nu dispare culoarea de pe blocuri, da? Nu se distruge fereastra, feroneria, că este de proastă calitate. Toate lucrurile trebuie făcute bine. Tot ce înseamnă cheltuirea banilor publici trebuie să fie transparență și trebuie să aibă o componentă foarte importantă de calitate. Primordial, în orice pui în acest oraș, pui o bordură, calitativ trebuie să o pui. Da? Trebuie să fie bună. Da. Bine. Nu punem 100 de metri de borduri, punem doar 40 de metri, că atât avem bani, dar bordurile alea rezistă 30 de ani. Este o viziune care n-am cum să nu fiu de acord și sunt convins că absolut toată lumea, cel puțin declarativ, va fi de acord cu dumneavoastră, domnule Cotinescu. Știți ce regret eu acum și vă veți supăra pe mine, că s-a dus timpul. De vreo 2 minute deja am tot semnalează colegii că s-a terminat timpul din emisiune, dar erați așa de pornit încât nu mi-a venit să vă opresc. Eu vă mulțumesc pentru prezență și mă vă asigur că vom sta de vorbă mult mai des de acum încolo, pentru că e nevoie ca aici, în acest studio, să fie prezentată punctul de vedere din toate sferele, și ale politicii, și ale administrației, și ale societății civile, și vă doresc succes în continuare. Mulțumesc mult și vă mulțumesc dumneavoastră și respectul dumneavoastră. Aurelian Cotinescu, președinte PNL Târgoviște, mulțumesc pentru prezență. Doamnelor și domnilor, o seară bună tuturor. Fii 54, trebuie să fie 50. Hai că e și bine. Astăzi n-ai de ce să mai zic în tare să mă vorbești.